Salutări, oameni buni, salutări iubitori ai Company of Heroes-ului și salutări, oameni de pe Company of Heroes Vidcast Network.ro sau ceva de genul ăsta, .net. Așa e. Ce o să avem astăzi? Păi, în primul rând o să avem un match de Company of Heroes, asta este clar. Dar, meciul de astăzi este un rematch, prieteni, între Zenith cu același nick ca și în primul meci disputat pe Langre, adică bat în voi ca în fasole, și normal de partea Armatei Statelor Unite îl avem pe nimeni altul decât pe Focke-Wulf 190. Însă de această dată rematch-ul se desfășoară pe Angoville și nu știu cine a ales harta și așa mai departe. Însă Angovillul ăsta, dacă Zenith va putea și Focke-Wulf îl va lăsa, jucătorul de Panzer Elite va începe să facă hares aici la punctul ăsta strategic. Casa asta îi va oferi, să spun așa, cover-ul necesar ca să rămână acolo cât mai mult. Și automat prin tăierea acestui punct strategic, benzina lui Focke-Wulf este inexistentă, da? Punctul ăsta de 16. Și tot teritoriul ăsta din spate de aici, care de obicei americanul ar dori să-l aibă, va fi nulificat. Însă rămâne de văzut ce va putea să facă Focke, ce va putea să facă Zenith și cât de bine va ieși acest prim angajament care noi îl urmărim pe minimap, dar vom trece și la harta normală, ca să-i dau așa mare, să vadă toată lumea. Bun, două squaduri de Panzer Grenadiers, însă Focke intră rapid în casă și mare atenție vă atrag, sau vă semnalez faptul că în acest match Zenith nu mai merge acel build cu scout car-uri sau să spun așa cu mașinuțele alea ușoare ale Panzer Elite și vom vedea un build de Panzer Grenadiers, da? Deci infanterie versus momentan build-ul acela de 4 rifle squads. Vedem după aceea ce să se întâmple și ce doctrină își va alege Focke-Wulf, foarte important, și la fel ce doctrină își va alege Zenith. Partea bună e că, uitați, americanul încă nu și-a cucerit punctul ăsta strategic. Trebuie să aștepte cel de-al doilea squad de Rifleman pentru a putea să facă chestia asta. Și o treabă foarte bună făcută până acum de către jucătorul de Panzer Elite. Faptul că continuă să pună presiune pe americani, îi spune: băi frate, când ai ieșit din casă am intrat, dacă nu ești pe fază, ți-am luat punctul și o să plec de aici, nu știu, când o să vii cu un M8 sau ceva de genul ăsta. Pe flancul stâng, inginerii ăștia cred că au, da, au împins urât de tot acest Kettencrad, care este la, sau mă rog, 25% din sănătate. Și într-un final, americanii reușesc să-și cucerească acest punct strategic automat și benzina asta de 16 este a lor. Riflemanii ăștia ies un pic pe hartă să obțină puțin info, recon squad-ul, să-i spun așa, din partea americanului, însă Panzer Elite apare, mare atenție, apare și acest Kettencrad, care va ajuta la pathing, da, pathing-ul ăsta al riflemanilor este, să-i spun așa, deranjat de către acel Kettencrad și, mă rog, ce a încercat să facă Zenith acolo a fost să împiedice intrarea în casa celor riflemen cu ajutorul Kettenului, care i-a împiedicat să vină în această parte. Nu știu ce să zic cu chestiile astea, cu împins mașinuțe, chestii de genul ăsta. Poate unul le se pare abuse, însă asta este mecanica jocului și da, Focke-Wulf și scrie aici frumos, probabil nu știu dacă a fost ironie sau chiar i-a plăcut ce a făcut Zenith cu acel Kettencrad. Mare atenție la acest squad de Rifleman care mai are doi oameni. Aoleo, să pierzi un squad întreg de Rifleman este foarte, foarte nasol. Oh, foarte nasol, mai ales în aceste stadii early ale jocului și squadul ăsta de Rifleman chiar nu mai are ce să rămână acolo. Sunt trei squaduri de Panzer Grenadier, să vedem dacă Focke-Wulf, dacă mai pierde și acest squad, meciul este gata. Meciul este gata, nu, reușește să scape cu doi oameni în componența acelui squad și partea bună, să spun așa, la ce s-a întâmplat e că a reușit să dea jos punctul strategic al germanului, însă s-o fac inuat pentru că este Kettencrad aici, imediat l-a luat și mare atenție, poate să-l și apere, poate să-l și țină, da? Aici un, să mă rog, o tentativă de hăresc cu acești engis din partea lui Focke, nicio șansă, germanul este pe poziții. Și dacă deschidem rapid harta tactică, incamul pe care Focke-Wulf îl are momentan este această muniție de 10, benzina de 5 și atât.
Jesus H. Christ, se pare că și benzina asta o să fie sub control german, nu va fi legată, este adevărat, însă ideea e că își face treaba Zenith, nu-l va lăsa pe Focke să-și ia benzina aia și în momentul în care va vedea că americanul vine să o ia, răspunsul va fi probabil vreun armor car sau toate squadurile astea de Panzer Grenadiers o să vină aici și o să-l împingă înapoi pe jucător american. Rămâne de văzut dacă asta se va întâmpla. Squad de Panzer Grenadiers aici care, da, trebuie să se retragă, au fost și prinși destul de nasol acolo. Dar se pare că americanul și-a unit teritoriul, are două muniții de 16, însă benzina nu este a lui. Și ia, uitați răspunsul lui Zenith. Uitați răspunsul lui Zenith, cum l-a văzut pe american că vine să-și ia benzina, imediat a trimis trupele acolo. Haideți să vedem ce o să iasă. Iarăși încearcă aici să vine să taie punctul ăsta strategic. Cattenul din nou, foarte nervant, foarte, foarte nervant acest Cattan și cum împinge acei riflemen. După cum ne vedeți, tot îl obligă pe Focke-ul să se retragă și nu-l obligă din cauza Cattanului ăsta care se tot plimbă, ci pentru că cu ajutorul acelui Cattan i-a împins pe riflemen. Ei n-au putut să intre în casă, casa a rămas liberă, a intrat Panzer Grenadierii și la revedere, dă drum bun, punct strategic, automat nu mai e benzină. Riflemen, ești mai 4 oameni în squad și nivelul de sănătate este groaznic de mic. Și sunt destul de multe pierderi de manpower de partea americană. Iarăși deschidem harta tactică. Ce se întâmplă? Se întâmplă că domnul Focke Wulf va tăia punctul de 16 german de benzină. Să vedem răspunsul lui Zenith, care momentan se mulțumește să intre aici în casă. Își va lua benzina asta, probabil. Muniția de 16 trece la decapare de către acel Ketten. Punctul ăsta de victorie o să fie al germanului. Însă flancul ăsta stâng o să fie pe moment sub dominația americană și nu pot în această fază decât să speculez să fie ăsta switch-ul pe care Zenith îl urmărește. Switch însemnând să rămână aici pe flancul ăsta drept și să-și poată țină cele două puncte de victorie. Nu știu, v-am spus, speculez momentan, rămâne de văzut dacă asta se va întâmpla. O să ne uităm imediat și în baza germană să vedem exact clădirile după acești Grenadiers care au Sturmgewehrul ăsta. Înseamnă că are și un tier 3 deja domnul Zenith. O grenadă! Frumos, frumos! Și Zenith pierde un squad de Grants. Putem spune că s-a cam egalat pierderea aia sau mă rog, pierderea unui squad întreg de riflemen. Încă o grenadă acolo, mare atenție! Încă un squad de Grants pierdut de către Zenith. Deci clar s-a egalat acum pierderea acelui squad de riflemen de la începutul meciului. Dacă bine țineți minte. Și frumos, frumos, Focke-ul revine în meciul ăsta. Haideți să uităm rapid și la tech-ul german. Avem tier 1, tier 3, tier 4. Din tier 1 se face acest increased squad sizes, deci Zenith va avea posibilitatea să mai adauge un om. S-a terminat și upgrade-ul de defensive operations, voi ne vedeți heal-ul și refacerea muniției, da, pentru trupele astea. Și din câte îmi dau seama, o să avem un match de infanterie din partea Panzer Elite. Eu de obicei upgrade-ul ăsta de 4 oameni în squad îl fac mult mai târziu. Vreau să obțin ceva map control cu acele armor cars. Nicio șansă ai să mai intri unde există cele două squaduri de riflemen care amândouă. Deci amândouă squadurile erau în hardcover în spatele acestor căpițe. Deci nicio șansă să intri cu acei Grenadiers, sau mai bine zis să le spunem Assault Grenadiers. Cattenul își va lua sau va aduce punctul de benzină sub controlul armatei germane și după cum bine vedem pe harta tactică s-au cam schimbat pozițiile. Mare atenție, Focke Wulf a mers airborne, da. Uitați aici, ăștia sunt. Încă nu știm ce doctrina a mers Zenith și haideți că e momentul să trecem de partea lui Focke pentru că am tot stat de partea jucătorului german. Ketan, 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 Ketan. Zenith intră aici în forță.
Oh, iarăși începe cu acel Ketan. Bai, foarte nervant, foarte, foarte nervant. Grenada acolo. Nu știu, Ketan-ul ar trebui distrus cât de repede se poate, pentru că, din câte îmi dau seama, nu există decât el și ăsta e cam, nu știu, părerea mea e cam așa un pic abuzivă treaba aia. Eu nu fac chestii de genul ăsta, da, mă rog, fiecare joacă cum vrea. Și iarăși încearcă Zenit să intre aici, să ia punctul ăsta... Punctul ăsta strategic, enemy unit down, nu pot să-mi dau seama ce s-a distrus, probabil că acel Ketan din zona asta. A, aici l-a distrus, da, Doamne ajută. Da, nu sunt, să spun așa, fanul abuse-ului cu mașinuțe, să fac bloc la petting și așa mai departe, sau să prind squaduri întregi de rifleman blocându-i cu un căcat de Ketan. Acum, come on. Da, când am un Marder și trebuie să mi-l protejez de la două M8-uri, normal că o să mă bag și o să blocheze M8-urile alea să nu poată să-mi flancheze Marder-ul, dar nici chiar în halul să... Perit și peritrit. Asta a fost cea mai enervantă chestie care m-a iritat la treaba aia. Da, mă rog, cum spuneam, fiecare joacă cum vrea. Urmărim angajamentul ăsta de aici, două squaduri de... Nu, spune că l-omoară! Nu pot să cred, a pierdut squadul de Rifleman de V1, Vokeul. Măcar să fie răzbunată treaba asta, însă acești, să mă rog, acești panțăr, grenadier sau vet defensiv pe ei și vor putea să se întoarcă cât de cât safe acasă, deși health-ul este ceva de genul 2%. Încă un Ketan făcut de către Zenith și acest Light 80 Half-Track din partea lui. Haideți să vedem ce are și Focke-Wulf în bază. Mare atenție, Focke-Wulf a mers pe acest Weapon Support Center. Deci Weapon Support Center, probabil MG-uri, dar cel mai important sniper, cred eu, că va produce jucătorul american. Și sunt tare, tare curios să văd care va fi rezultatul acestui rematch, cine o să câștige. Dacă situația o să fie de egalitate 1-1, atunci automat invit pe cei doi să ne mai trimit un match în care va fi desemnat câștigătorul. Dacă nu, asta e. Zenith câștigă cu 2-0, să zic, această serie de best of 3 între el și Focke-Wulf. S-a terminat upgrade-ul de BAR. Și Focke-Wulf se pare că se simte destul de safe dacă a mers pe upgrade-ul ăsta. Se bazează foarte mult pe acești airborne și pe acel AT drop, de aceea a și făcut upgrade-ul la BAR. Probabil vă întrebați ce Dumnezeu, de ce nu faci un motor pull sau supply yard. Nici nu cred că are supply yard-ul. Nu, cea mai nasoală poziție în care poți să parașutezi trupe. Focke, pleacă, tată, nu mai sta acolo. Doamne. În schimb, un asalt aici destul de nasol pentru Panzer Elite. Să vedem dacă va pierde squadul ăsta. Se pare că da, și din câte mi-am dat seama, cred că era și un squad cu vet pe el. Mare atenție, Focke are deja un squad de Rifleman cu vet 2 pe el și dacă va avea grijă de ei cu grenade, cu BAR, vor fi niște bestii. Se face un charge aici din partea lui Zenith. Mare atenție la acest squad de V2. Se aruncă o grenadă, ratează, încă una ratează și Focke, ai stat destul, poți să pleci deja. Și până la urmă, jucătorul american reușește să salveze acel squad de V2. Mare atenție, au mai rămas acești airborne. Iar încearcă să arunce o grenadă acolo, însă ratează și trebuie să se retragă. Nu au ce să mai stea atunci când este vorba de acești assault grenadier. Sau, sunt panțări grenadier cu Sturmgewehr, însă dacă ei produce de aici, ăia sunt assault grenadier și așa o să mă refer la ei de acum, ca să nu-i mai spun panțări grenadier cu Sturmgewehr și așa mai departe. Zenith nu mai produce din clădirile astea, nu-mi dau seama ce, nu știm încă ce doctrină și-a ales germanul, o să trecem un pic mai încolo la el, pentru că mai trebuie să stăm un pic și la Focke-Wulf. Trupe, două squaduri de airborne. Iarăși, a mai făcut un squad cu V2 pe el. Bună treabă făcută de către Focke și...
Cât prea ce să prindeți squadul ăla de Grenadier, să deschidem harta tactică care arată superb, aș putea spune, pentru jucătorul american, superb, și începe așa o cortină de fier formată din tank traps, să vedem cât de mult îl vor ajuta aceste tank traps. Probabil că dorește să mai oprească Ketten-ul ăla din a-i face hărăs, însă rămâne de văzut cât de efectiv va fi. Dacă ar fi terminat acest, pun un pic pauză ca să nu pierd nimic important, dacă ar fi terminat acest gard, da, atunci Ketten-ul putea să vină doar pe aici și mă gândesc că atunci trupele astea americane, sau mă rog, ar fi lăsat un squad de rifleman aici care să poată să urmărească acel Ketten. Problema e că prin aceste tank traps pot să treacă trupele germane care, mă rog, de infanterie, care automat pot să facă și cap, da? Deci, nu știu cât de mult îl va ajuta acest zid de tank traps. Da, dau drum mai departe. Haideți să vedem ce se întâmplă. După cum puteți vedea, cam toate trupele americane sunt pe flancul ăsta stâng, încep să pună presiune pe jucătorul german, pe Zenit. Puncte de victorie, mare atenție, 452 pentru Focke-ul, 274 pentru Zenit, deci lucrurile nu stau foarte bine ca și puncte de victorie pentru jucătorul german și, sincer, nici ca și map control. E adevărat, are muniția... are, îmi cer scuze, a avut... mai are muniția asta de 16 și airborne ăștia... ce-au distrus? Au distrus Ketten-ul? Nu, Ketten-ul nu este aici, au distrus wreck-ul acelui Ketten. Și după cum bine vedeți, trupele astea germane trebuie să rămână aici, trebuie să protejeze punctul ăsta strategic și automat să încerce să mai alunge trupele astea americane care vor reuși, se pare, să aducă și cel de-al doilea punct de benzină de 16 sub control american, și atunci spun eu că dacă se va putea ține acea benzină, atunci meciul este cam gata pentru Panzerit, dar rămâne de văzut ce se va putea întâmpla. Frumos acolo, suppressing fire din partea acestor bariști și grenadă, nu se ratează grenada, Doamne Dumnezeu, cât damage fac acești Sol Grenadiers. Grenada acolo, nicio șansă și până la urmă Focke-ul se retrage. Bună decizie, nu vrei să riști, mai ales când ai squaduri de vet 2. Mai sunt aici niște airborne, însă n-au ce să caute acolo. Două squaduri de engineers, nu pot să-mi dau seama de ce Dumnezeu, da, păi a făcut upgrade-ul la recoilless rifles. Și Focke-ul, v-am văzut și când joacă Wehrmacht, are obsesia să pună pe toate squadurile de Grenadiers Panzerschreck, 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 deși vede sau nu vede armură din partea americană sau britanică, deci aia spun eu că e o greșeală. Și probabil dacă n-ar fi pus atâtea, sau mă rog, și pe cel de-al doilea squad de Airborne, acel recoilless rifle ar fi avut muniția necesară, o să o aibă, dar timingul este un pic... out of the picture, deja trebuiau să fie amândouă squadurile cu flamethrower și atunci poate că altcumva ar fi stat situația în angajamentele cu acești Panzergrenadiers. Un prim sniper din partea lui Focke-Wulf pe Angoville acum, a căzut, cred că ăsta a fost al doilea Ketten distrus de către jucătorul american. Și mare atenție, nu există supply yard. Nu există supply yard pentru Focke, asta înseamnă automat că nu are tech la armura americană, nici la cea ușoară, nici la cea grea, și nu știu ce să zic despre treaba asta. Ok, te bazezi pe acești airborne, te bazezi pe riflemanii ăia, însă dacă o să înceapă să apară vehicule germane, acele armor car suportate de aceste trupe, de acești Sol Grenadiers, nu știu, spun eu că o să-i fie destul de greu lui Focke-Wulf, însă momentan din partea lui Zenit nu vedem chestia asta, ci doar infanterie pură, și deja cu build-ul ăsta de infanterie pură, dacă Focke va putea să continue producerea celor sniperi, capping power-ul german va fi serios avariat, mai ales că nu există sau nu mai există niciun Ketten pe hartă acum. Acești... falși mieger, nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat aici, probabil o grenadă sau focus fires, este un squad de V2 de rifleman și un squad de rifleman care sunt încă, să spun așa, noobi sau rookies,
Dar dacă vor continua să lupte și să arunce grenade, atunci lucrurile o să devină foarte bune pentru ei. Și după cum ne spuneam, avem un prim armor car din partea lui Zenith, da? Și ce are foc, are acei airborne adevărat. Și Zenith, nu, ceva nu e în regulă. Nu știu, ori era foarte obosit, ori era atent, nu știu, în altă parte, pentru că în primul match chestii de genul ăsta n-am văzut, sau, mă rog, s-a întâmplat doar când a luat mine din plin. Mă rog, asta este, se întâmplă să mai fii și obosit când te-a pus să joci și atunci să nu-ți iasă sau să nu poți să fii atent peste tot. Însă, având în vedere că ai un singur, sau mă rog, ăsta e singurul armor car, ar fi trebuit să aibă mult mai multă grijă de el. Ar fi fost foarte păcat să-l piardă după ce doar ce l-a adus pe câmpul de luptă, nici nu cred că trecuse un minut de când a apărut. Și aici, până la urmă, se pare că Rifleman ăștia reușesc să intre în casă și nicio șansă pentru acei Assault Grenadiers, însă vor avea ceva șanse cu acești Airborne. Sniperul ăsta, frate, se joacă cu focul, foche, joacă cu focul, dar chestia asta, dacă Zenith ar avea acele incendiary grenades, ar fi fost foarte frumos să arunce de peste gard așa o grenadă în casă și atunci să oblige trupele astea să iasă. Nu cred că o are, sau nu cred că are acea abilitate de a arunca incendiary grenades. Haideți să trecem și de partea lui. Tocmai am fost anunțat așa când am schimbat tabăra că a mai ieșit un sniper. Și mare atenție, doctrina aleasă de către Zenith este acel Luftwaffe Doctrine. Deci este doctrină la doctrină, cum se spune. Și să vedem cum va reuși să lupte Panzer Elite versus Airborne. Da, deci Luftwaffe versus Airborne. Sunt două armor cars acum, însă nu există suport de Assault Grenadiers, crucial să vin aici pentru a împinge combo-ul ăsta de Rifleman și Airborne. Mașinuțele astea se focusează pe Rifleman, iar aceia Assault Grenadier se focusează pe Rifleman ăia. Sau nu, pardon, pe acei Airborne. Și Veterans Achieved. Oh, nu pot să cred! Un prim sniper căzut, sticky bomb acolo și cel de-al doilea sniper cade pentru foc. E Wolf out of control, a pierdut un armor car. Dar eu aș fi fericit să fac schimbul ăsta în fiecare zi. Doi sniperi pierduți acolo de către american. E enormă, o pierdere extraordinar de mare. Și Zenith mai are o șansă, adică mai are o șansă. Poate acum să profite de puterea celor squaduri de 4 oameni, plus faptul că poate să fie foarte efectiv cu ei Bunch-tapped împreună. Aici cred că a vrut să scrie Doamne Foche și a ieșit chestia asta. Foche este un individ care la un moment dat pornește calm meciul, dar devine foarte precipitat și chiar nu înțeleg de ce. Nu înțeleg ce e așa de. Și ce dacă pierzi, care e problema? Asta e, nu trebuie să ai emoții. Joacă calm, frate, gândește-o. N-ai rost să te emoționezi în halul ăsta. Am mai văzut că scria pe site acolo că dacă știe cineva așa o metodă ca să te calmezi și să nu devină haotic. Dar cum poți să joci calm, Company of Heroes? Simplu, numai tu poți să faci chestia asta mental. Altcumva n-ai rost. Să nu există ce Dumnezeu, mergem la psihiatru acum ca să, să ne bugăm să jucăm Company of Heroes. Calm, se face tot, minte limpede și așa mai departe. Fan și mie gâriar aici chemați de către Zenii scoși din casă. Vor putea să pună presiune pe acești Riflemen care, mare atenție, sunt V2 și chiar nu vrei să îi pierzi. Să vedem dacă acel upgrade de FG42 va apărea pe acești Fan și Miegări. Pentru că dacă se întâmplă chestia asta, atunci Riflemenii ăștia chiar nu mai au ce să stea. Și mare atenție, Zenith poate să cheme acel Wirbelwind, deci tot mai multe vehicule germane pot fi chemate pe câmpul de luptă și Focke-Wulf nu are acel supply yard. Deci nu are acel supply yard, nu știu ce să spun despre decizia asta, mi se pare un pic cam prea mare sau. Mă rog, Focke-Wulf are prea mare încredere pe acești Airborne. Nu avem un AT, deci un AT nu există pe câmpul de luptă, prieten. În schimb, există, cred, două squaduri de Airborne sau mă înșel eu. A pierdut unul, nu pot să-mi dau seama. Idei că acești fani și vor trebui să plece acum, Zeni, nu știu, meciul ăsta.
sincer, nu-l recunosc. Atât de bine a jucat în primul meci, acum a luat niște pierderi complet inutile de acolo, chiar nu știu unde se uita. Probabil era atent aici pe flancul ăsta. Pun un pic pauză să analizăm mișcarea asta. Bine, vedeți trupe germane aici în spate. E adevărat, există acest squad de fanșimis în casă. Și cred că ce încearcă să facă Zenit este să facă așa un... sau mă rog, să forțeze un angajament în care să-l prindă pe Focke Wulf atât din spate de aici cât și din față. Nu știu dacă are efectivul complet pentru a putea să-l împingă de aici din față, da? E adevărat, în spatele liniei americane sunt destule trupe, însă aici în față există un singur squad de fan și miegări. Ăsta, dacă ar fi fost poate un pic mai atent la ce se întâmpla, ar fi putut să-i salveze și totuși să aibă două trupe de fan și miegări care să pună presiune pe linia americană. Dar rămâne de văzut ce o să se întâmple și ce va hotărâ să facă Zenit. Haideți să dăm drumul la replay. După cum bine puteți observați, MG-ul acum de-abia se întoarce și dacă acele două squaduri de fan și miegări... Așa, acum îi scoate Zenit, dar există, what the fuck? Există doar un singur squad și probabil că știe chestia asta, de aceea se și pune să facă decap și hărăs la punctele astea. Nu vrea să se angajeze acolo pentru că nu, sunt niște trupe extraordinar de puternice, V2, V1 plus Airborne și e adevărat, există vet defensiv pe acești fan și miegări, însă nu te va salva vetul ăla versus atât de mult manpower și experiență, da, vet. Cat în cradul ăsta nu va mai scăpa. A căzut și, da, după mine spuneam, destul de multe greșeli din partea lui Zenit în acest match, eu spun că era foarte obosit. Da, cam asta este impresia pe care mi-o dă. Haideți să vedem ce va reuși să facă cu acest armor car, fan și mie găriește foarte mult stau acolo, ăștia aici erau gata, terminați și încă nu sunt aduși pe câmpul de luptă, de aia spun. Nu știu la ce oră s-a desfășurat meciul ăsta, nu știu ce vrăjă a făcut Focke Wulf pe el, însă un meci destul de slăbuț jucat, sau mă rog, deciziile n-au fost tocmai bune. Aici nicio șansă să poți să faci ceva, sunt două squaduri de Rifleman de V2 și să vedem dacă va pierde și acest armor car care mare atenție are V2 pe el acum. Împins complet de pe hartă Panzer Elite, a pierdut și armor car-ul, nu cred că mai poate să revină în meciul ăsta. Zenit are și foarte mult manpower. Și da, se pare că focul continuă să rămână fără supply yard și se bazează doar pe airborne și infanterie pură. Nu știu, eu în locul lui Zenit totuși aș fi forțat măcar și altceva decât spamul ăsta de spam. Nu e spam. Rifleman, airborne, nu știu, un Panzer 4, un Wirbelwind, ceva mai, o armată mai combined arms. Da, un prim vehicul este acest Light 80 Half-Track și cei două armor cars, care nu mai există nici care. Ce se întâmplă aici? Luftwaffe, squadul ăsta se luptă cu niște bariști. Cam tot efectivul german de infanterie acum a dus pe flancul ăsta. Focke-ul trebuie să se retragă și se pare că o face și la timp, pentru că riflemanii ăștia vor putea să scape. Cat-and-crad, sau mă rog, încă un cat-and-crad făcut de către Zenit. Armor car acum din partea jucătorului german. Nu știu dacă ăsta e răspunsul. Probabil un armor car și un Wirbelwind ar fi fost interesant. Și răbdare. Nu știu. E adevărat, există acest gard. Da, deci uitați că l-ajută. Da, deci greu se poate intra cu vehicole blindate aici. În flancul ăsta drept, doar pe aici se poate intra și se pot pune mine și așa mai departe. Deci, până la urmă, puteți să învățați și voi chestia asta. Foarte bună treaba făcută de către Focke Wulf cu această cortină de fier
formată din tank traps, vă bine spunea mine, uitați-le aici. Și da, își poate securiza relativ ok față de blindate acest flanc drept jucător american, astfel că îi va rămâne doar să se lupte cu aceste trupe de infanterie germane, mină luată din plin acolo de Zenit. Da, lucrurile nu merg, sau mă rog, aproape nimic nu merge în favoarea jucătorului german. Fan și Mieger, care nu au upgrade-ul de FG-42, nu vrei să intri cu ei acolo până nu au upgrade-ul ăla. Oh, oh, mă doare sufletul. O scoadă întreg de Fan și Mieger pierduți acolo de către... De către Zenit. Apare acest armor car, nicio șansă, damage de engine, airborne ăștia în curând vor, ce airborne, au distrus MG-ul. Și, da. Asta este, îl obligă pe Zenit să lupte doar cu infanterie pe flancul ăsta. Normal, singurele tancuri care pot să distrugă această cortină de fier sunt panterele. Și încă nu avem tier 2-ul ăla pentru a putea să se facă upgrade la Panzer Shrekeri. Și atunci automat se poate să mai facă tech și la Panther alea. Repet, nu știu dacă și-a făcut tech-ul la Support Command, la Marder. Habar n-am dacă le-a făcut. Distruge acest MG Zenit, însă flancul ăsta drept nu cred că va putea să cadă pradă prea curând trupelor germane, mai ales că există și acest machine gun emplacement care va nulifica intrarea pe aici. Flancul ăsta va fi protejat de aceste trupe, da, două squaduri de riflemen de V2 și dacă continuă treaba asta. Și iarăși atrag atenția asupra faptului, my friend, de ce nu faci flame pe acești NG's? De ce nu faci flame pe ei? Nu înțeleg, îmi scapă chestia asta. Erai foarte stresat. O, grenadă acolo. Grenadă acolo și probabil că după ce va respinge atacul ăsta, Vokiul fost să construiască un MG și în partea asta, mai mult ca sigur. Însă MG machine gun emplacement-ul ăsta se pare că o să cadă, mină luată acolo de către acei falși Mieger, mai și scade din sănătatea acestui MG emplacement. Și să vedem, da, până la urmă Zenit trebuie să se retragă, însă reușește să facă decap la punctul ăsta strategic, însă nu cred că va, sau nu. Nu, trebuie să se retragă, cu Enaer o să mai rămână acolo. A pierdut un squad de Fan și Mieger total gratuit, să-i spun așa. Vin Fan și Mieger, ești aici, machine gun-ul foarte frumos recuperat de către jucătorul american și va atrag atenție la punctele de victorie, da, prieteni? 86 pentru german, 410 pentru Focke Wulf. Nu cred că Zenit va putea să mai revină în meciul ăsta. E foarte greu, e foarte greu. Focke Wulf a reușit să facă vet pe trupele astea de infanterie și mare atenție, n-are supply yard deloc. Nu are supply yard. Eu zic că în mixul ăsta, dacă Focke Wulf ar mai băga un sniper, ar fi GG de pe acum. Oh, ce charge frumos cu acești Assault Grenadiers, vet 3 defensivi pe ei. Nu au văzut foarte multe strafe-uri din partea jucătorului american, da? Deci a jucat-o frumos, fără foarte multe strafe-uri și nici Zenit nu prea a dat ocazia, pentru că uitați, trupele astea sunt împărțite. Vet 3 și grenada acolo, imediat se retrage Focke Wulf cu acești rifle, nu vrea să riște absolut nimic, mai ales că avea de înfruntat un squad de Assault Grenadiers cu V3 și mai ales că e V3 defensiv și nu știu, sunt foarte curios să văd dacă, două grenade aruncate acolo. Sunt foarte curios să văd dacă Focke Wulf își va face flame pe acei NG's. Pe cuvântul meu, sunt foarte curios. Probabil că o să spună după ce o să se uite la acest caz că a uitat, era foarte nervos, însă e crucial versus panțării să faci chestiile astea. De fapt și versus Wehrmacht. De obicei, matchup-ul american versus ceva conține by default niște engineeri cu flăcări. Grenadă foarte frumoasă acolo din partea jucătorului american.
Să vedem dacă va pierde acest Luftwaffe squad. Nu-și prea are rostul acel Luftwaffe squad. Nu pot să cred. Iarăși chestia asta foarte, nu știu, mie-mi displac chestiile astea. Da, deci a blocat retreat pet-ul și a distrus un squad întreg de riflemen. Da, nu o să-mi ascund acum, cum să spun eu, negativismul față de chestiile pe care le-am văzut, să spun că da, bună treabă. Nu, frate, mie nu-mi place, poate le place altora, mie nu-mi place, eu și-o spun deschis. Ce Dumnezeu se mai întâmplă? Nu pot să cred ăsta că nu și-a făcut supply yard-ul. Nu, se pare că Focke va juca cu ce primește de la cele, de la acea doctrină de airborne, adică ateule care le prime... O, nu, unul squad, rifleman, nu știu... O, rally point, cred că destul de nasol acolo, însă reușește să arunce o grenadă și distruge un squad, sau mă rog, distruge. Mai lasă doi oameni în squadul ăla de fan și miegări. A apărut squadul de rifleman de V3, însă Zenit începe încet încet. O, nu. Se retrag amândoi. Însă dacă deschidem harta tactică, da, deja ce a făcut? Iar i-a distrus, sau mă rog, i-a luat punctul ăsta, cred că da. Așa începe să mai arate a teritoriul german flancul ăsta stâng, până când punctul ăsta se va putea cuceri. Ne întoarcem aici în proximitatea bazei americane, MG care nu este poziționat, de-abia acum se aruncă acel incendiary nade. MG-ul ăsta trebuie să iasă din casă. Focke, nu ești atent. Focke, nu ești atent. Nu ești atent. Cu un incendiary nade acolo. Neatenție. Timp de răspuns foarte slab. De-abia acum iese cu el și îl pierde. Asta este, se întâmplă, nu ești atent, jocul ăsta nu te iartă. De exemplu, când jucam cu muzică și dădeam sonorul încet, mai ales când jucam american și versus Panzer Elite, care mergea acel Scorched Earth Doctrine, pierdeam squaduri întregi de riflemen. De jocul ăsta pur și simplu, dacă îl joci cu muzică, fii sigur că îți lași și sunetele din joc pornite. La StarCraft 2 poți să închizi muzica, poți să dai drumul la radio de pe net și să te joci, că nu se întâmplă absolut nimic. Company of Heroes, în schimb, e un joc care nu iartă și automat nu iartă nici neatenția și timpul de răspuns încet pe care Focke-ul l-a avut cu acel MG. Dar haideți să vedem ce se întâmplă. Meciul nu este gata, încă 82 de puncte pentru german, 342 pentru american. Mina aici aruncată de către domnul Zenit și e, cum să zic eu, 100% că aici se pune mina din partea jucătorului american. MG întors de către Focke-ul, 190 și se aruncă și o grenadă în casă. Fan și mie grea prins un pic într-un stup de albine, dar până la urmă reușește să iasă frumos. Pun un pic pauză, dacă nu știați, când aveți un squad în casă și casa are mai multe intrări și ieșiri, da? Deci ne uităm la casa asta de aici, are o intrare pe aici, da? Și mai are o intrare pe aici, pe aici, da? Și când vreți să scoateți un squad, dați pe acea iconiță și puneți în partea în care vreți să iasă, da? Deci dacă puneți să iasă aici, haideți să fac camera normală, da? Deci dacă aveți un squad și spuneți să iasă aici, va ieși pe ușa asta. Deci e important să știți cum să dați să iasă din casă, da? Deci nu-i dați exit, pentru că vor ieși probabil pe aici, da? E crucial să știi, mai ales când era chestia asta cu ce s-a întâmplat cu acel fan și Mieger, ați văzut că Zenit i-a ascuns aici, în zona asta, nici de cum nu a dat exit și a lăsat AI-ul să hotărască pe unde să se iasă, da? Deci foarte important, dacă sunt mai multe intrări, ieșiri într-o clădire, alegeți ieșirea care vă avantajează pe voi, care poate să vă ofere un retreat path relativ safe. Dau drumul mai departe. Armor Call acum din partea lui Zenit. Și ce va putea să facă acest armor car? Zenit intră aici într-un teritoriu împânzit de trupe americane fără suport, iarăși o pierde.
Fără suport de infanterie, nu știu ce să zic, ce se întâmplă cu Zenit, care ne-a oferit un meci așa frumos, dar era alt build. Mare atenție, era build-ul cu scout caruri, armor caruri, Berge Tiger, chestii de genul ăsta. Acum joacă infanterie și o să piardă și acest Skeeten. Da, multe pierde de partea germană. Ce se întâmplă aici cu machine gun in placement și se încăpățânează să nu cheme acel Wirbelwind. Wirbelwind și pun un pic pauză. Ce ați fi făcut voi în situația asta? Da, deci americanul vă închide aici. Vă închide aici. Deci automat nu mai aveți vehicule, da? Automat nu mai există vehicule. Dar beneficiezi de acest Wirbelwind, beneficiezi de squadurile astea de Fallschirmjäger, beneficiezi de acele mașinuțe blindate care cred că acum, cu ultima pierdere pe care am văzut-o, una, două, cred că trei. Deci trei armor cars pierdute. Ce aș fi făcut eu, vă spun sincer, fuck this, dacă vrei să joci așa, hai să ne întâlnim în zona asta, da? O să-ți vin pe aici cu toate trupele mele, o să stai posibilitatea să te mai reîntărești, da? Și o să-ți fac un mic choke point, exact ceea ce a vrut să facă și Zenidar, nu a avut trupele necesare. Exact aia trebuie făcut. Nu mai încercați să aduceți mașinuțe, tot ce înseamnă blindat, aici în spate, trei armor cars ar fi fost. Bine, acum nu mai luăm în calcul acest machine gun in placement pentru că deja suntem trecuți de faza aia, dar atunci când se putea, da, când a vrut să facă chestia aia Zenit, a văzut imediat că Focke-ul a încercat să închidă cu acel machine gun in placement pentru că și-a dat seama de treaba asta, că se poate întâmpla așa ceva și vrea să taie posibilitatea de a intra aici. Dar dăm în spate, da, până când nu s-a întâmplat chestia asta. Eu zic că asta a fost greșeala. Zenit s-a trezit prea târziu că se poate face așa ceva. De obicei când vezi, cam asta e logica la mine, când vezi o poziție fortificată, indiferent că sunt tank traps, că-i sârmă ghimpată și așa ceva, încerci să o ocolești. Încerci să o ocolești, încerci să lucrezi pe flancuri, să tai teritoriu. La un moment dat se putea merge și la un base rush din ăsta, da? Sau chiar să-i eradicheze dacă ar fi avut niște tankuri, ceva. Nu vrei, ok, și ce dacă te-ai fortificat aici? Vino, frate, și luptă aici, în zona ta, pentru că nu o să stau eu să mă concentrez pe zona unde tu te-ai fortificat, ai pus machine gun-uri și așa mai departe. No, ține așa cum ești tu, cu machine gun și așa mai departe, las că eu vin la tine în bază. Sau stai teritoriu, hai, vino. Hai să ne luptăm într-o zonă care mă favorizează pe mine, unde nu beneficiez de tank traps, unde există posibilitatea să-mi folosesc la maxim acele mașinuțe, unde pot să ofer suport de infanteria celor mașinuțe ușoare și așa mai departe. N-am văzut un mortar half-track. Deci n-am văzut un mortar half-track, deși încep să apară aceste machine gun in placement. Ăsta este al doilea, da? A fost unul aici care a fost distrus cu infanterie și cu un incendiary grenade din partea celor fan și miegări. Bulanul a fost bulan. Noroc a fost că s-a și luat mina aia pusă de Focke-ul și automat s-a mai scăzut din viață. Dar dacă Focke-ul putea să țină chestia aia, automat trebuia să apară un mortar half-track. Nu știu, un match tare ciudat jucat de către Zenit. Dau drum mai departe la replay. 73 pentru german, 334 pentru american. Haideți să trecem și de partea lui Focke-Wulf. Și se pare că după cum merg lucrurile vom avea o situație de egalitate 1-1 și sincer invit pe cei doi să ne trimită și un match 3. Să vedem cine va câștiga, da, să fie o serie de best of 3 așa cum era la concursuri. Mare atenție, airborne de V2 pentru Focke-Wulf. Pin aici la trupele astea de infanterie și încearcă. Domnul Zenit aici, MG-ul ăsta, până la urmă se retrage din casa asta, apare un squad de fan și miegări, dar ce ne zice să mai faci? 3 squaduri de rifleman de V3, frate. Și fără supply yard. Și fără supply yard, eu zic că chestia asta putea să fie pedepsită cât de cât de către Zenit cu ceva armură, ceva hărez, cu armură, cu Wirbelwind, măcar să-l oblige pe omul ăsta să mai încerce altceva, grenada acolo din partea lui Focke. Și deja este blob american de elită. Hai cu grenada.
A pierdut acolo iar ceva, un squad de Grenadiers, domnul Zenith, dar ce mai contează, meciul e gata. Apare acest armor car, care nu știu ce mai va putea să facă. Da, și mi-a scăpat chestia asta, Fokeul ținea și punctul ăsta strategic, pardon, de victorie. Și repet, Zenith poate mai mult decât ce a arătat în meciul ăsta. Asta e părerea mea. Nu știu ce a încercat să demonstreze aici, că se poate juca foarte ok și cu trupe de infanterie. Ok, dar eu zic că poți mai mult de atât. Armor car încearcă să intre aici, vin toate trupele, dai cam târziu Zenith la ce vrei tu să faci. Și pun un pic pauză, pun un pic pauză, atât vreau să, oricum meciul e gata, dar e clar cine câștigă Fokeul, situație 1 la 1. Ia uitați cât de greu e să vii cu trupele astea americane prin zona asta, sau mă rog, e greu să te angajezi, da, sunt trupe. Mare atenție, Zenith avea și acele incendiary grenades, da, deci dacă încercai să vii cu MG-ul ăla, să îl poziționezi și trupele astea germane erau aici la gard, în vecii vecilor amii nu puteai să faci chestia asta, imediat îți arunca un incendiary nade. Nu vorbesc acum, da, sunt trei squaduri de vet, 3 pentru numele lui Dumnezeu, da, deci înainte de a se face atât de mult vet, când Fokeul începea să tragă cortina asta, atunci Zenith ar fi trebuit să gândească în felul ăsta, acum e mult prea târziu. Mai departe, începem să vedem cum punctele de victorie scad. Două puncte de victorie ținute de către american. Armor carul ăsta o să cade iară. Două puncte, un punct. Și e gata. Da. Fokeulf aduce situația la egalitate între acești doi monștri sacri ai comunității de Company of Heroes România. 1 la 1, un match care eu mi-am spus părerea despre el. Vă invit și pe voi să o faceți, oamenii care sunteți membri și vă uitați de fiecare dată când se urcă ceva nou pe site. Spuneți-vă părerea, poate ar fi fost alte mișcări tactice pe care Zenith putea să le facă. Cineva să discute și faptul că nu există acel supply art pentru american. Cât de mult a beneficiat de faptul că nu a existat supply, iar dacă a fost vreun beneficiu, eu sincer cred că nu a fost niciun beneficiu, prin simplu fapt că cu acel supply art, ok, zicem că nu merge acel motor pool sau tank depot, dar automat poți să-ți faci upgrade-urile alea la scăderea costului la trupe, da, manpower-ul ăla. Nu l-a făcut. Cum putea Zenith să pedepsească chestia asta? Haideți să discutăm un pic pe tema acestui match și dacă este viabil și posibil ca un american să joace fără supply art airborne și să reușească să facă ce a făcut Fokeul și ce putea să facă panțărelitul ca să contracareze treaba asta. Da? Deci vă invit la discuție, intrați pe site, spuneți-vă părerile, iarăși, ce greșeli ați văzut voi, pe lângă ce v-am mai atras eu atenția, puteți să faceți chestia asta, aveți secțiune de comentarii acolo, faceți-o. Bun, din nou, anunț pentru Zenith și Foche, fraților, vă așteptăm cu match 3, să vedem câștigătorul acestei serii. Nu se pot schimba acum facțiunile, îmi pare rău, deci va trebui să jucăți tot Panzerii și tot US Army. Așteptăm cu nerăbdare meciul 3. Vă reamintesc iarăși că dacă vă place ceea ce fac eu aici, încercați să faceți cât mai cunoscut proiectul ăsta, dați like-ul pe Facebook, aveți like la ce fac eu, când dați click pe post, apare like. N-am văzut pe nimeni să dea like la chestiile astea și sincer nu înțeleg de ce. Probabil mai trebuie să pun un buton de like sub video, da? E un buton de like, nimeni nu dă like. Sunt 51 de persoane care au dat like la proiect, însă la clipurile astea nu dă nimeni like. Mi-am dat eu like, dar ai așa atât de lame să-ți dai tu like la ce ai făcut încât am încetat să mai fac treaba aia. Da, deci, fraților, haideți un pic să mai fim așa mai energici. Știu că Cohu e un joc în letargie momentan, dar hai să nu fim și noi letargici, hai să fim un pic mai activi. Da, prieteni, cam atât din partea mea pentru acest cast. Zenith vs. Fokeulf, situație de egalitate 1 la 1, așteptăm meciul 3. Până atunci însă, Warbringer vă salută, toate cele bune, ciao, ciao!